Ocazia Zilei Protecției Civile, sărbătorită în fiecare an la 28 februarie, pompierii giurgiuveni au organizat Ziua Porților Deschise atât duminică 28 februarie, dar și marți 1 martie. Și mai încântat se pare că au fost copiii care au aflat foarte multe lucruri despre pompieri, dar și despre cum funcționează autospecialele și aparatura din dotare. Astfel că pompierii giurgiuveni l-au prezentat copiilor echipamentul din dotare, iar cei mici au avut și ocazia să se urce la volanul autospecialelor. Unii elevi și-au făcut selfie-uri, alții s-au lăsat pozați lângă autospeciale, iar cei care își doresc o astfel de carieră au vrut să fie cât mai aproape de activitatea pompierilor. Spune-mi ce ți-a plăcut cel mai mult astăzi aici? Când se urcă mașina în sus. Ce te-ai gândit vreodată să te faci și când vei fi mare pompier? Da, pentru că salvează multe vieți. Cel mai mult mi-a plăcut mașinăria când s-a ridicat omul sus. Și atunci când ne-a prezentat chestiile care pompierii le folosesc pentru a salva. Ai mai fost aici? Da. Am mai fost în mașini. Te-ai gândit să faci pompier? Da, dar părinții nu mă lasă. Totul. Ai mai fost? Da. Te-ai gândit la meseria de pompier? Da, pentru că îmi place. De ce? Pentru că salvează foarte multe vieți. Mi-a plăcut cel mai mult când ne-a urcat în mașină, pentru că acolo se află niște tuburi de oxigen. Ai mai fost aici? Nu am mai fost niciodată și am fost foarte încântată. Am văzut niște lucruri pe care nu le-am mai văzut niciodată. Și ai gândit să devii pompier? Nu m-am gândit, pentru că mi-este cam frică. Mi-a plăcut acel furtun care stropește focul și cleștele care salvează lumea, care rupe bările ca să poată să iasă lumea. Te-ai gândit să devii pompier? Da, pentru că salvează foarte multe vieți. Ai mai fost aici? Nu.